Muzică populară, suc și o gustare. De asta au avut parte pensionarii de la Clubul Vârstnicilor din Târgu Jiu de Sfântul Nicolae. Pentru noi a devenit o tradiție ca în fiecare an, prin grija primăriei și Direcției de Protecție Socială, să organizăm acest moment festiv în cadrul clubului de pe strada Olteniței. Câte porții ați pregătit pentru aceștia? Câteva sute, pentru că este vorba de peste 3.000 de pensionari înscriși la cluburi. Asta nu înseamnă că vor fi 3.000, dar câteva sute de porții sunt pentru toate cluburile, nu numai pentru cel de aici. Ce le veți servi oamenilor? Mâncare tradițională pentru perioada postului, fasole bătută, salată orientală și pește prăjit, pentru că astăzi este, din câte știm, dezlegare. Din banii încasați pe taxe și impozite de la târgujieni, primăria și-a permis să pregătească câteva sute de porții de mâncare pentru masa destinată vârstnicilor. Mai ales astăzi, pentru prima dată, eu sunt de Sfântul Nicolae și de sărbătoarea asta mare și mă simt foarte bine. Cum vă simțiți astăzi aici? Foarte bine, am fost și la Alba Iulia, ne-am simțit și acolo foarte bine, deși a plouat, au fost spectacole frumoase și am fost cu colectivul, pachete. Dar astăzi pentru ce ați venit aici? Am venit că am fost anunțat că va fi o mică întâlnire cu primarul. Cei mai în vârstă au primit cu bucurie surpriza municipalității.